Lucrări de amploare pe 170 de kilometri de drum județean. Mai multe tonsoane de drum se află în reabilitare, ultima lucrare care vizează zonele cu alunecări de teren fiind finanțată recent. De astăzi încep lucrările efective pe drumul județean 675, drumul ultimul drum finanțat prin programul Vărțean regional pe care Consiliul Județean Gorj a încheiat controlul de finanțare undeva la sfârșitul anului 2018 un drum ce leagă localitățile Logrești, Popești, Bustuchin, Pana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Bechem, Corșorul, Alimpești, Sârbești și Bărcenii de Oărteț, cu ieșire în drumul național 67. Valoarea licitată și contractată este de peste 51 de milioane de lei, inclusiv TVA. E un drum în lungime de 36,5 km. Potrivit contractului, se va interveni la poduri, se vor crea căi de acces spre proprietății, dar se va avea în vedere și construirea unor piste de bicicliști și stații de transport public. Șeful județului speră ca firma declarată câștigătoare să pună accent în special pe zonele cu probleme. Sper ca firma care a câștigat procedura să înceapă de astăzi organizarea de șantier și în cel mai scurt timp să înceapă, așa cum în proiectului, lucrările de, în primul rând, de reabilitare acolo unde este necesar, pentru că e un drum învechit, un drum care a fost în parte, mare parte suprafață betonată și un drum în care trebuie rezolvate în primul și primul rând alunecări de teren, mai ales din oșa, din zona Roșia de Amarade și Bustuchin. Sunt prevăzute toate aceste lucrări cu coloane benoto și cu siguranță acestea vor fi tratate cu prioritate. Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, axa prioritară 6, îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională.